Ziua bună și bine v-am găsit, dragi români! Ne aflăm astăzi la ultimul episod din sezonul 1, zic eu, cu domnul general Gheorghe Dragomir. Mulțumim tuturor telespectatorilor care ați scris, mulțumim Cinematica Media Solutions pentru preluarea și difuzarea și regizarea acestui podcast. Nu în ultimul rând, televiziunii Telemoldova Plus pentru preluarea pe canalele terestre a podcastului. Mulțumim și, bineînțeles, domnului general care a acceptat acum, înainte de a se pregăti de, de primăvară, de Paști, că vine Paștele imediat și cu ocazia să le urăm sărbători fericite tuturor românilor. Mulțumim. Și aș vrea să spun un lucru simplu. În primul rând, să știți că acest prim sezon mie mi-a creat o mare bucurie pentru că inclusiv eu și mă lăudam că am citit, dar îmi dau seama că pe cât am citit pe atât trebuie să citesc mai mult că tot prost am rămas, Mă asum asta, pentru că sunt lucruri de la, pe care le-am învățat de la dumneavoastră și a spus, bă, stai puțin că nu e așa. Și atunci lucrurile încep să se schimbe pentru mine ca realitate, atât a ceea ce a fost în trecut, dar cât mai ales ceea ce e în prezent și ce urmează în viitor. Uh... Am să vin cu două întrebări altele telespectatorilor pe care le-am ales. Sunt mai multe întrebări, dar astea mi s-au părut foarte interesante. După care urmând să continuăm a, cu ceea ce se întâmplă astăzi la nivel global, a, alegerile din România, a, alegerile din Statele Unite, a, vedem cum e cu războiul Ruso-ucrainean, că văd că se extinde, ce relație mai are SUA cu China, adică să facem revistă, așa, și pare să reluăm să facem cu Dumnezeu să ne ajute să facem sezonul 2 din toamnă, când ne pregătim da. de, de alte lucruri. Deci, o primă întrebare. Vă mulțumim pentru informații, spune telespectatorul. Am câteva întrebări la care nu am găsit încă răspuns și poate că e amabil domnul general să ne răspundă. În primul rând, aș vrea să ne spuneți cum s-a făcut trecerea de la est la vest și probabil se referă la, la servicii, cum s-a fost întâi cu partea estică și apoi cu vestică, mulțumesc. Și a doua întrebare, e mai lungă, am doar să dau câteva, câteva elemente. Domnul Rupu, pot afirma că ați dat lovitura cu invitatul dumneavoastră, succesul emisiunilor realizate împreună cu domnul general este garantat. Pentru că interesul să continue, v-aș propune să-l întrebați pe domnul general ce mai știe despre trădarea fostului șef al SIE, generalul cu trei stele istoric militar, astăzi talpeș, care le vedem toate ziua la realitatea, cu toate că știm că el a dus genți întregi de informații în altă parte. Și încă un lucru în aceeași întrebare, dacă Poate putem să aducem în discuție cazul unui fost ofițer die, paranteză fantoma, cu nume conspirativ Șandru, aceste informații le am din evenimentul istoric din noiembrie 2020. Povestea acestui erou sună cam așa. După ce a fost pregătit pentru această muncă și trimis în exterior, a fost după trădarea lui Pacepa, care e trădător de neam și nu era așa cum încearcă unii să ne bage azi pe gât, se știe fugind în America via Germania, s-a reîntors acasă părășindu-și familia acolo unde lucra. În fine, anii au trecut, a venit loviluția din 1989 iar proaspătul director al SIE, Talpeș, neridicându-se la nivelul jilțului ocupat, i-a refuzat o cerere de a apărea în public în uniformă militară la o paradă de 1 decembrie. Nu a mai durat mult și ofițerul s-a stins, învins de viață. Povestea asemănătoare am citit și în cartea domnului Cornel Nemeții, ultimul curier ilegal. Îmi mulțumește în continuare, cam astea le-am ales eu de la telespectatori. Ce ne puteți spune, domnul general? Da, în primul rând, vreau să vă spun că între servicii de informații, indiferent că sunt în, că au fost în regim în regimul războiului rece, deci când fiecare era situat pe o altă parte a baricadei, a existat contacte. Deci contacte au existat atât la nivelul serviciilor de informații din partea de răsări, să spunem, din în cadrul tratatului de la Varsovia, dar și la nivelul serviciilor de informații din NATO. Aceste contacte se refereau mai mult la, o, la realizarea unui echilibru strategic. Se punea problema descuragerii nucleare și prevenirii unui război nuclear între, declanșat de cele două mari puteri. Deci contacte au existat pe lucruri punctuale, terorism, eu știu, asta, descurajarea nucleară, organizații criminale care și atunci existau, erau era tendința de a se coagula în diverse țări, inclusiv în țările este europene. Deci contactele au existat, dar limitat, în mod limitat, și exista o anumită deontologie, un anumit cod etic al relațiilor dintre cele două blocuri militare și la nivelul serviciilor respective. După 90, în mod firesc, cu aderarea României, deci la NATO și la Uniunea Europeană, s-a produs și o schimbare de principii și obiective ale serviciilor de informații românești. Ca întotdeauna în democrație există cu totul altfel situate. Deci poziția serviciilor de informații în arhitectura instituțională și în piramida puterii este cu totul alta decât în uh, regimuri totalitare. Tot deci cel puțin până... ar trebui să fie. Sau ar trebui <laughs> să fie, sigur. Uh, prin uh, noua lege de funcționare a serviciilor de informații, imediat de crearea SRI-ului în 90 după evenimentele de la Târgu Mureș și a Serviciului de Informații Externe în ianuarie 90, s-a trecut la o evaluare a relațiilor bilaterale cu celelalte servicii care erau, pe de o parte, concurente cu noi și să nu spunem, inamice, dar și cu celelalte din țările foste socialiste. Deci s-a făcut o evaluare a stadiului relațiilor și s-a făcut totodată și o strategie de colaborare, de parteneriat cu vechii inamici. Cum am mai spus și cu altă ocazie, printre primele contacte s-a realizat cu ambasada americană reprezentată de șeful CIA-ului Nicholson la vremea respectivă care, care a spus așa... într un episod trecut da, cum da. de fapt s-a dovedit exact. a fi la omul rușilor, omul rușilor da. condamnat și el și fiul pentru spionaj în favoarea rușilor, De asemenea, cu Germania, cu Franța, generalul domnul general Caraman a fost după ce a ieșit la pensie în 94 în Franța și a dus dosarul lui fostului ministru Erniu, ministru apărării, care a fost folosit ca sursă de informații atât de către noi cât și de către bulgari. Și s-a dus cu dosarul, deci a avut aprobare și a prezentat dosarul care îl aveam noi de, despre el. Da, despre el și cu asta a fost și ca un cadou de o formă de manifestare a încrederii și respectului între cele două servicii. Deci după 90 lucrurile au evoluat rapid în planul realizării parteneriatelor și uh, agentura care am avut o un țările occidentale, a primit sarcină imediat în perioada, să spunem, după evenimentele din decembrie până ianuarie, când s-a constituit Serviciul de Informații Externe, deci nou organism, au primit indicații să renunțe la activitatea care era până atunci informativă să spunem, ascunsă, ocultă în țările în care ei s-au stabilit și să, în același timp, ca orice cetățean al țării respective, dacă ajung să obțină informații privind evenimente care aduc atingere securității statelor respective, să informeze ca o cetățean al țării respective. Respective, da. da. Deci fără a se desconspira. Deci nu s-a dat liste cu acești oameni, dar au primit indicații ca materialele care le aveau cifru și altceva să fie distuse, radio și alte forme de comunicare și să se adapteze la situațiile care, și pozițiile pe care ele le aveau în societatea respectivă de adopțiune. Deci asta a fost... Pentru ei a fost o bucurie că au scăpat... Da, de... deci, pe de o parte, nu, nu puteai să le mai ceri ca în 78 veniți în țară. Da. Era opțiunea fiecăruia. Mulți au venit, unii au venit, au venit ca oameni de afaceri, au început să dezvolte relații comerciale cu o serie de întreprinderi românești, le-a promovat produsele cât s-a mai putut promova în perioada respectivă, imediat în 90-92, după care a început procesul amplu de privatizare și da. ei au cam fost, adică nu, nu se știa, erau reprezentanții diverselor companii. companii străine. Da. Dar erau alții mai puternici și trebuiau să aibă acces la. Uh, noi emanați politici și guvernamentali care hotărau soarta economiei care românești. Care au pus mâna pe ea Da, și ei, ei hotărau. Uh, referitor la cazul Șandru, într-adevăr, uh, n-a fost un caz izolat acesta, deci destinul lui seamănă cu destinul multor ofițeri de informații din uh, zona fantomelor, care în 1978 uh, au trebuit să-și părăsească familiile. Uh, ciudat a fost uh, modul cum uh, au fost tratați când au venit în țară, deci ei puteau să rămână bine mersi în uh, țările respective. Unii au, erau oameni de afaceri prosperi, alții politicieni, deputați, parlamentari, inclusiv în uh, Europa, uh, în diverse. În Congresul American? Uh, prin zona prin, prin zona respectivă, da. Deci, serviciul românesc general, era puternic. Da. Era, deci, era cotat printre cele mai răsărite, așa, servicii din zona asta, să spunem, a cortinei de fier estică. Însă, majoritatea au răspuns la. Apelul centralei la vremea respectivă și sperau că venind venit odată în țară să li se recunoască munca, sacrificiile care le-au făcut abandonându-și familiile de acolo, chiar lăsând proprietăți și alte. Deci bunurile au venit cu valiza, dacă da. au reușit să aibă și valiza atunci. Că ați fost în 48 de ore să fie în țară și vă dați seama ce poți să da. faci cu treaba asta. Surpriza a fost că noua conducere de la vremea respectivă, care era conducere politică, așa, i-a -a tratat ca trădători. Așa, așa cum am fost toți tratat, și eu am stat șase luni de zile în postura de șomer, așa, până s-au făcut verificări, până evaluări și noua structură de informație a hotărât să mă reîncadreze, cum ar veni. La fel și ei au avut această surpriză, la ei mai dură, în sensul că ei când au plecat în țară au abandonat tot, au plecat fără, cu alte nume, aici nu-și mai găseau actele, actele erau conservate, trebuiau să fie conservate la ofițerii coordonatori. După restructurarea aparatului, nu se mai știa, unii au fost dați afară, trecuți în rezervă, actele ăstora fantomelor nu, mai, nu le mai găseau. Și acești oameni s-au trezit în postura să fie ai nimănui. Nu s-a vorbit până astăzi de faptul că în 78, către sfârșitul anului, o parte din acești oameni, negăsind, negăs, neregăsindu-se nicăieri, deci da. nu existau în România, așa, au trebuit să facă greva foame în fața Comitetului Central. Deci este <laughs> prima Incredire. mișcare de genul ăsta, dar care s-a trecut rapid, s-a acoperit. Oamenii ăștia erau străini, deci... Și era ciudat, niște străini ca să li se recunoască calitatea de cetățean român și așa mai departe și să intre în toate drepturile. Deci, vedeți dumneavoastră, asta a fost drama uh, multor uh, colegi de-ai noștri și s-a continuat și după autorul moral 16. fiind clar Pacepa autorul, pe, da, autorul moral el este un mare patriot care a dărâmat uh, regimul lui Ceaușescu și că uh, aici este nume, manipularea asta ordinară când spui că a avut o contribuție extraordinară la uh, izolarea româniei. Ce izolare a putut să uh, să se producă când în 82 80-80 deci la câțiva ani după cădarea lui Ceaușescu zburda în uh, Europa occidentală era plimbat uh, de de reginei. Deci să a cu președintele Americii. Deci să să punea să lansa tot felul de proiecte economice în continuare. Uh, izolarea a, a apărut în 85, când a apărut pe șicheru uh, politic internațional Gorbaciov. Era o altă alternativă, Mauro își făcuse datoria ce aușesc cu Breșe în sistem. Așa, venise unul mai potent și care ce promitea Vorba mai mult. Gorbaciov a fost om americanilor, da. a englezilor. A englezilor. A englezilor. A englezilor a fost recrutat și, de și, ei. și el avea o apetență pentru cultura engleză. Era, a fost de câteva ori în vizită când era în Comitetul Central. Al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în, în Anglia. Deci, omul era, cum să spun, un simpatizant al sistemului occidental. Și el și soția, Raisa. Deci, a apărut. Atunci, ideea asta, asta și-a făcut datoria. nu are rost să mai investim în el. Hai să îl diabolizăm. Cum s-a întâmplat cu toți. Da, nu ne mai trebuie. Da, nu ne mai trebuie. Cum s-a întâmplat și în Orientul Mijlociu, cu toți. Cu Saddam, da, deci, Saddam Hussein, cu Saddam, cu Gaddafi, deci toți da. care, 30-35 de ani, au fost partenerii de afaceri ai Occidentului. americanilor? Au rând au, fost, America, au fost. Zbânduți. Nu s-au au expirat termenul. Da, au un termen de nu expirare ca la marfă. Deci o marfă care și a expirat nu, uh, era nu mai era vandabilă. mai era vandabilă. Devenise altcineva pe interesele americanilor și ale occidentalilor, fiind și cu totul -totu altele. Sigur. Era o nevoie de o reașezare uh, a uh, jocurilor uh, la nivel global. Și de la Malta s-a pornit uh, Asta, când uh, s-a rediscutat uh, reașezarea sferelor de Servicii influență. având de altfel informația de ceea ce uh, s-a discutat am s-a dat, dat și lui Ceaușescu, Ceaușescu. Sigur, că da, le-a neglijat, nu a dat atenție. Uh, unii oameni ne condamnă că securitatea l-a părăsit pe Ceaușescu. Păi, dacă îl informez vom, și îi spui un an înainte care este situația, ce să pune la cale împotriva țării tale, împotriva lui. Și el nu reacționează, rămâne, cum s să spune, încăpățânat în, să spunem, în ecosistemul lui. Ce poți să faci? Să sacrifici o țară pentru el? Securitatea nu și-a trădat țara, că dacă își trăda țara și era mergea până la capăt cu Ceaușescu în nebunia lui din 89, când a dat ordin să se tragă în populație, Ei, era război civil. Corect. Era război civil, or, datorită celor doi generali, Gușe și Vlad, s-a salvat țara. Știți că era un banc imediat după Revoluție, și că știți care asemănare între alta și malta, nu că de lumire. Și că au fost aceleași țări care au tratat România. <laughs> da. Atât la așa cât și la Malta. Da. Deci situația cam așa se prezintă. Cu Șandru a fost un om de excepție, un caracter puternic, un om care a suferit enorm de mult că el era militar și pentru orice militar e o onoare, când ai ieșit la pensie să poți să porți uniforma, uniforma militară am. la o paradă din aceasta oficială, asta l-a afectat foarte serios. Deci nu uh, i-a permis. Se... Păi, de ce? Alpeș l-ați văzut îmbrăcat militar la. Până cum acum de are curajul să vină la realitate acolo să facă tot felul de comentarii. Și are trei, și general cu patru stele sau câte o avea acolo. Haideți să fim serioși. Dintr-un uh, maior care uh, în timpul Revoluției era maior și istoric la uh, Ilie Ceaușescu. La Ilie Ceaușescu, la, la acolo la Băneasa. Da. Nu, 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 la. E la Lui armată. E Ceaușescu. Și el mergea periodic în diverse activități cu doi istorici care s-au ocupat de istoria Transilvaniei, Ardeleanu și Mușat, și mergeau la Viena să aibă acces la arhivele fostului Imperiu Habsburgic și să facă. Să elaboreze o serie de lucrări. Dar oare nu ne puneți și o întrebare, că știind că nu numai astăzi, dar și ieri, Viena, Austria era, de fapt, placa turnanta absolut, serviciilor. Absolut. A fost În toate filmele ne uităm. Bă, Viena, acolo se transferă informații, se pe, schimbă informații, uh, se veneti, vând informații. Pentru ce și-a păstrat neutralitatea? Numai pentru a fi o placă turnantă și o gazdă bună pentru, toți. pentru toată lumea și din care a beneficiat, slavă Domnului, și beneficiază și astăzi. Și de ce Talpeș a totuși a dat dosarul fantomelor? vedeți, dumneavoastră, Talpeș a explicat odată treaba asta că... Vezi, doamne, România a pierdut războiul, deci suntem o țară învinsă. Serviciile de informații românești trebuiesc puse sub contorul altora și ca atare el ca în poziția de șef al SIEC pentru a-și conserva, să spunem, în continuare locul, poziția? așa poziția și influența, că să nu uităm a fost întâi consilier prezidențial la Iliescu, Așa, a făcut acest gest de mare prietenie și a dat aceste dosare. Foarte ore din partea lui. Păi, la fel bine, de predător ca a a a și Pacepa. După da, părerea mea. Bine, ai procedat e la fel. Ca un erou da. pentru american, dacă și-a făcut datoria și unul și altul. de a lor, da, al lor, de ce să fie al meu? De ce să-i mai plătesc eu pensia? Da. Ia, du-te mai da. la americani ale pensie. Da, e, e greu, acum, în democrație, și fiind și membrii NATO, să. Abordăm așa locurile. Dar să se ducă totuși la americani. De ce să mai... Problema da. este că îl mai văd pe sticlă și uneori, eu citind, are câteva enormități pe care le scoate la așa de ontolog, cum făcea da, da, da. să vă spun eu cum stă problema. Ce scoate niște inepții și lumea îl crede. Adică, mă, măcar taci din gură da, sau stai eu... acasă, mănâncă-ți pensia aia mare specială și stai acasă. Nu te mai băga în seamă. Ce se întâmplă? El a intrat și în politică și a creat un partid, forța de, de dreapta, dar nu știu ce. Îl coptase și pe Maria Munteanu la un moment dat. Ca Pentru a fost M Măgureanu și da, după care l-a da, da, luat da, și da, altul pe Munteanu. Da, și vrea să, să facă o construcție din da. asta. A ieșuat acțiunea, parcă acțiunea de dreapta, forța <laughs> Dreapta, nu știu ce formațiune. Carisma l-a da. ajutat mult da, <laughs> să da, clacheze. Da, n-a reușit în politică. Ori el, discutând foarte serios, a avut beneficii enorme din partea țării românești, deci, deci din partea poporului Pol român. Și român. Da. Deci, a muncii unul dintre ofițerii mari ca să care au făcut acea uh, rețea informativă, acea rețea fantomilor da, deci și el trebuie trebuie -o ia de, și sodea. A fost muncă de zeci de ani al, a, unor oameni. a unor oameni care uh, și-au văzut munca peste noapte. Deci, de la aștept, spectatori, dumneavoastră munceți o viață întreagă, două vieți, trei vieți, adunați, nu știu, cinci linguri de aur și vine un talpeș și le ia și le vinde el. Cum v-ați da. simțit? Cam așa e. Lucru, cum să spun, situația după încheierea mandatului său a fost destul de complicată pentru serviciu. Deci și acolo să crease o serie de bisericuțe la nivelul serviciului care nu mai puteai vorbi de o anumită coeziune a actului de comandă și așa mai departe. Erau pe simpatii, pe prietenii, pe relații mai mult sau mai puțin corecte între el și cei din jurul lui. Avea Correct. camarila lui care uh, îl alimenta. Cățelușii. Da, cățelușii care îl alimentau cu și cu bani și cu tot ce avea nevoie. Tot ce avea nevoie. Da. Din păcate, când v-a spus eu că, că serviciile sunt interfața societății, dacă o societate este bolnavă sau e virusată, și serviciile și instituțiile sunt toate virusate. sunt virusate. Toate. Haide Poate să ne gândim. guvern. Excelență, să ne gândim așa. Cum, a, cum va fi judecată de către oameni uh, în România și serviciile de informații și toate instituțiile în acești, după acești 30 de ani? Cum, uh, cum poți să judeci? Că acum pe noi, ne pe mine, pe alții care am lucrat și înainte de 89, ne-a judecat că, suntem, uh, că am fost ceaușiști și comuniști și cum vreți dumneavoastră după 90, în regimul denumit de Iliescu, capitalist de cumetrie, când politicul s-a interferat iar în toate structurile de putere, cum va fi cum vor fi priviți oamenii care au lucrat atunci? Ce știi, Iliesceni, după aia Tăriceni, <laughs> Băsiști? După, după Iliescu, pe vremea președintului Constantinescu, care a spus că a fost învins da. de sistem. Da. Cum poți să... Care sistem? De sistemul care... Cine era atunci... Era sistemul deja creat. Da. Deci a fost o continuare a... Da. ceului condus de talpe și așa exact, mai departe. Exact, creat cu Iliescu da. de atunci, după 90, cu Morgoreanu. A revenit, a revenit Iliezu, Iliescu. Iar, cu aceeași... Le-a mai pus la, niște mai, benzină. Mai democratic. Mai democratic <laughs> -a mai pus cu, niște benzină. cu o față democratică. Și Băsescu care ne-a dus... Da, mie îmi pe... place Cristoiu, spune că acest Băsescu a înființat, cu serviciile, cu legătorii, cu tot, a înființat o mașinărie atât de grețoasă și a lăsat Tolomacul ăsta de astăzi, de la conducerea cotrocenilor, să o folosească. Deci e genial. De, a, de, și eu îi dau de, dreptate, uh, maestrul că A fost uh, o, un mecanism de, uh, foarte bine pus la punct al uh, instituțiilor, deci de colaborare între instituții și servicii care a permis ocultarea, să spunem, deciziei la nivel politic, economic, guvernamental, parlamentar, cum vreți. Din toate punctele. Deci, ele, da? da, dacă analizăm această perioadă a lui Băsescu, când el a spus că a creat un stat mafiot, cei care au lucrat în statul ăsta mafiot, cum vor fi analizați? De istorie. Ma, mafioții lui lubățesc. Așa. Da, e e crimă. Vine, mi-a stat Deci, bă, cine a greșit acolo? El. Chioveș și ăla care m-a văzut. Da. Păi cine a pus, mă? Pă, păi eu, păi... Nu am greșit, păi. Bă, Să ai puțin. Da. Nu, 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 eram, eram băut sau cam așa. Da, 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 eram băut. Da. Ca să mergem până la bă, președintele nostru și epoca lui caracterizată de el ca un stat eșuat, atunci înseamnă că și instituțiile sunt au eșuat. eșuat. Da, corect. Deci suntem un stat disfuncțional și atunci te întrebi, am pierdut 30 de ani pentru ce? 34, 35 34 de ani. Imediat, da. Da. Eu v-aș propune, domnul general, asta pentru ca un exercițiu pentru telespectatori, nu neapărat că anul ăsta sunt alegeri, să le facem uh, ceea ce știți și dumneavoastră, bineînțeles, cu informații mult mai... Mai adevărate și de la locul multora dintre zonele globului, fierbinți, zone fierbinți, să le facem o radiografie a ceea ce se întâmplă astăzi în lume. <coughs> M-aș propune să uh, reluăm citatul care mi-a plăcut, pe care mi a spus din mulți ani în urmă cu neomarxistii de astăzi. Vă da, rog frumos. Pentru că suntem în uh, subzodia neomarxismului. Da. Aș vrea să. Am îngăduiți să Vă rog, citesc frumos. rapid mesajul din 1956 al filozofului Günther Andreas, privind cum va arăta lumea în secolul 21, ce spune așa, în 1956. Vom reduce de manieră drastică educația pentru că un individ din cult are un orizont limitat de gândire, cantonat în preocupări mediocre. Trebuie să facem în așa fel încât accesul la știință să devină din ce în ce mai dificil și elitist, între popor și știință să fie o prăpastie, iar informația destinată publicului larg să fie lipsită de orice conținut cu caracter subversiv. Mai ales fără filozofie. Și aici să folosim puterea de convingere și nu violența directă. Vom difuza masiv, prin intermediul televiziunii, emisiuni de divertisment care să se adreseze doar laturi emoționale sau instinctive. Mințile vor fi ocupate cu ceea ce este inutil și ludic. Este bine, printr-o vorbărie și muzică neîncetată, să împiedicăm mintea să gândească. Vom pune sexualitatea pe primul loc al intereselor umane. Nu există tranquilizant social mai bun. În general, vom face în așa fel încât să eliminăm partea serioasă a existenței, să luăm în derizoriu tot ceea ce este valoros, să întreținem o apologie constantă a lejerității, astfel încât euforia să devină standardul fericirii umane și modelul libertății omul de masă, astfel produs, trebuie să fie precum ceea ce este o vită și trebuie să fie supravegheat cum trebuie să fie păzită turma. Urminabil. Tot ceea ce conduce la adormirea lucidității sale este bun din punct de vedere social, iar ceea ce ar amenința să-l trezească trebuie să fie ridiculizat, înăbușit, combătut. Orice doctrină care ar pune sub semnul întrebării sistemul trebuie să fie desemnată ca fiind subversivă și teroristă, iar cei care o susțin vor fi tratați ca atare. 1956, 2024, deci 68 de asta ani. Este, și asta de este ani. -o acum al noi ideologii neomarxiste. Episcidiștii, pe penaliștii sunt neomarxiști sau sunt comuniștii de Cum era cântecul ăla? Era, de azi, comuniștii de mâine sau nu, șoimi de azi? Era, 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 o glumă, așa, uteciștii de azi, azi. refegiștii de mâine. <laughs> Corect, așa era pe vreunul Ceoșescu. Da. Și cam așa se întâmpla. Așa da. se întâmpla. Um, Oare e o întâmplare că Mihai un Ungureanu, care a semnat ce a semnat și la Gojdu, se află astăzi la Viena? Nu e <gânt> nici, nici o întâmplare. E, e, o, e o certitudine. Tot. Chiar da, e la Vienna. <gânt> și soția nu era, nu lucra pentru o o nu. Corect. Corect. În condițiile în care el a fost de două ori șef al SIE și ministru si de Externe. Ah. Ți deci l-a recomandat ceva. Ca să vocea poase și talentul. Vocea și talentul. Da. Am înțeles. Da, vedeți dumneavoastră că... Foarte trist ce ne-ați citit aici și am să rog regia ca să taie bucățica asta și să o promoveze pe mai multe pe mai multe canale și pe TikTok și pe unde se mai poate, pentru că poate ajunge la inimile și mințile tuturor da, să le mai deschidă. A, deci e radiografia zilelor noastre. Da, exact, e perfect. 1956, v a spus, 68 de ani. Deci totul s-a pregătit pas cu pas și am ajuns exact acolo s-a dorit. Absolut. Ne mai trezim, domnul general? Păi, vedeți, e periculos să te trezești azi. Spun și ei, dacă te trezești, trebuie să fii combătut, izolat, demonizat. Asta și să fac. Păi, cu cine ridică absolut. puțin vocea, bă, dacă spunem puțin băi, tu ești putinist. Bă, dacă zici exact. că ce ne-au făcut ucrainenii, bă, tu ești putinist. Și s-a văzut asta. Inclusiv unele comentarii care s-au făcut la adresa noastră. Da. Și vreau să spun că acești, acești oameni, bineînțeles, fiecare persoană are dreptul să la opinie, deci nu, nu asta e problema. Poate că nu au înțeles ce înseamnă Putinismul și ce înseamnă, ce înseamnă un ofițer de informații KGB într-o într lume în globalizantă și în schimbare permanentă. Noi, ca români, vă spuneam dumneavoastră că avem o tradiție de a fi rusofobi. Deci, Părinte, în adn nostru este, o, cum să spun, o respingere organică față de ruși. Pentru că știm încă de la începuturi, din secolul XV, câte am pătimit de la, din partea lor. Deci a fost o istorie zbuciumată a relațiilor și tragică a relațiilor cu rușii. Deci cum mai putea în zilele noastre să spui că ești un mare adulator, admirator al politicii uh, lui Putin? Care este o politică imperialistă, țaristă, deci o continuitare a... A lui Petru cel Mare. A lui Petru cel mare. Ce a gândit e, Aici eu. nu vedeți că lumea a uitat uh, fundamentul convingerilor lui, lui Putin. Și a oricărui alt uh, reprezentant uh, al elitei... Uh, ruse. Păi, totul are la bază testamentul lui Petru care spunea încă din 1700 cât era? 1715 după ce a făcut un stagiu de vreo 2 ani, după câte îmi amintesc, în Olanda, ca matelot ca, ca să învețe cum atelot se atelot fac. Constructor de, de vapoare de nave. Așa, el a văzut care sunt slăbiciunile Occidentului și cum trebuie abordată relația cu Occidentul? Rusia era în stare de feudalism la vremea respectivă. A văzut o Europa uh, emancipată. A venit acasă, le-a tăiat bărbile. Le-a bărbile. Le-a scos a început, din. Așa, a început să uh, facă o, o reformă importantă a instituțiilor după model occidental și în special după model francez, a început să aibă relații apropiate cu Germania, deci cu, la vremea respectivă. Deci a început omul să a, înțeleagă că șansa evoluției spre modernitate a Rusiei este apropierea de Occident. Și pentru asta trebuie să joace o anumită carte. Cartea, cum să spun, unui actor de mare clasă care știe să se facă plăcut, știe să se adapteze la viața modernă, să spunem, din Occident, să se bucure de plăcerile care le oferea Occidentul, Occidentul și în același timp să râvnească la tehnologia, la progresul tehnologic al Occidentului și să facă tot posibilul să intre în posesia lui, prin diverse metode mijloace. Și el a trimis spioni la marile curți europene, cu cocoșei de aur și corupeau uh, elita uh, marilor imperii și încet, încet și-a construit propriul imperiu propriul imperiu care a început să se extindă și să devină un model pentru celelalte din zonă, să fie un adversar al imperiului austriac, al imperiului suedez. Francezii la fel era pe vremea regelui Soare. Da? Deci, omul a avut o viziune. Viziune, inclusiv în a stabili relații de uh, mariaje mixte. Uh, fetele uh, boierilor uh, ruși, căsătorite cu nobil, mai mult sau mai puțin uh, de prim rang uh, din uh, nobilimea occidentală, tocmai pentru a-și crea un sistem de alianțe, inclusiv prin intermediul familiilor. Un networking familial, da, da, da. S-a da. aplicat, deci... se aplică și asta, scrie. Când vorbim, când vorbim de Putin, haideți să ne uităm la evoluția lui. De la ofițer de KGB și pe urmă, șef al KGB-ului după 90, a noi structuri, să spunem, de informații externe, premier și președinte și ar premier, deci. Darul Putin, că așa, de premier și președinte din 90 încoace. Dacă ne, ne uităm la modul, la modul în care el a evoluat, ne dăm seama și la maniera de exprimare a convingerilor sale politice să regăsește foarte bine învățăturile din testamentul lui Petru, Petru cel, cel Mare. Da, Așa e. e. Absolut. El nu tânjește să fie un Stalin. El tânjește să fie un Petru cel Mare aproape de Occident, să fie în lumina reflectoarelor. Și a fost. Și a fost răsfățat Occidentului să nu uităm, în începând în 2000, când au început 2002, parteneriatul strategic SUA-Rusia, după aceea NATO-Rusia în Consiliul Consiliu Uniunea Europeană-Rusia. A venit și la București și a Așa, vorbit... În 2008 a venit la București, cu NATO. la 60 de ani de la Comemorarea NATO, da. așa, cu Bush, dar până au plecat uh, la Soci și au discutat între patru ochi, nu de față cu românașii noștri, să nu fie sub controlul nostru. Corect. Deci, uităm cu ușurință uh, care a fost uh, jocul lui și ne minunăm astăzi de reacția lui față de Ucraina. Dar el nu a spus niciodată că Ucraina. Că Rusia fără Ucraina înseamnă o, o țară izolată în Asia Centrală, deci în mm. zona asiatică. Corect. Ori Ucraina este, cum să spun, legătura puntea. lui, puntea de legătură cu Occidentul. Corect. Și nu are cum să renunțe la ea. Și el a spus treaba asta. Nu l-a crezut nimeni în stare să facă asemenea uh, gesturi. Dar a pus în 2002, dacă chiar, în, Chiar în uh, 2000. Doi în, da. în, nu, în 2001, în 2001. 2001 în decembrie, când a uh, prezentat planul lui în uh, nu știu câte puncte, 18 puncte sau 10 puncte, uh, l-a prezentat NATO și în același timp Uniunea Europeană și SUA, în care spunea clar ce pretenții avea el. Te ducea cu gândul la desfințarea NATO, la extinderii NATO și așa mai departe. Da, da, da. Ori, din 2002, el începuse să-și arate adevărata față. Când la Conferința de, la, de Securitate de la München a spus foarte clar că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cel mai mare dezastru geopolitic al secolului 20. Păi atunci tu. Analiști politici. Militate, nu te da seama! Nu, cum gândește nu, Putin? Nu stai, exact, nu, nu te gândești, bă frate, ce vrea asta? Nu decriptezi ce este în spatele acestei afirmații, care o afirmație foarte dură. Ca pe urmă, în, la, în anul următor, tot la conferință a atacat dur Occidentul și SUA, extinderea NATO. La fel. Deci, el a avut o, un, un traseu uh, foarte clar și la lumina zilei te amenința fără nicio uh, perdea. Da. Ori, tu nu continui pe urmă, să-l primești, peste tot, să mângâi pe crește, să faci. Part după uh, 2001, el l a fost de acord să pună la dispoziția americanilor baze militare din Asia Centrală pentru a ataca uh, Afganistanul și a, avea, uh, cum să spun, culoare de trecere spre Afganistan. Au făcut parteneria pentru luptă împotriva terorismului, crime organizate, uh, neproliferarea armelor atomice, uh, armelor de distrugere masă, uh, gestionarea conflictelor Acțiuni comune. Îmi vine minte, domnul general, la tot ce ați povestit, acum îmi vine minte un, un vechi proverb românesc: Pisica blândă zgârie rău. rău. Sigur că da. Și el, și, și până la urmă, Acum câțiva ani l-am uh, invitat la galele Oscar uh, decenării Oscar Adaasat, My Way, da. Da, uh, și toată lumea, vedetele. Hollywoodului în da, extază de Putin. Îi place, deci i este ofițer de informație. Asta este orice poți să-i spui, dar ca, eu știu, o satură morală, n-are cum să se îndepărteze de profesie. Domnul General, eu vă mulțumesc. Ar trebui acum ca să-i lăsăm, știți cum se face la fiecare sezon, urmează sezonul viitor, sezonul din toamnă, ce vorbim în toamnă? Despre ce vorbim în toamnă? Oh, avem. În zonă 2. Bine. Avem, că nu? Pentru că, de adevărat, după alegerile locale parlamentare care... parlamentare așa... din decembrie, deci până la parlamentare sunt deci, de vorbă. Da, până la parlamentare avem locale și europarlamentare. Avem alegerile prezidențiale. Da, tare dar... curioasă. în septembrie. Da, în septembrie, deci da. situația... E complicată. Eu spun așa, toată vara să vă puneți amintirile pe, pe foi și împreună facem, programăm episoadele, pentru că, sigur, toată lumea este... Am văzut din comentarii, le face plăcere să, să asculte poveștile dumneavoastră de pe timpul când serviciile noastre însemnau ceva, de pe timpul când România însemna ceva, de pe timpul când... Vior Ceaușescu, da. Ceaușescu, a avut fost primit de, ministri, de prim de și de președinții statelor unite. A fost primit de președintele de regina da, da. Angliei. A fost primit de decorat, a fost Ministerul de, de Externe, cum a spus dumneavoastră, da, era o placă turnantă pentru, nu știu, când a fost războiul din Vietnam, războiul China-Rusia, da, toată da, Africa. Rând, recunoșterea... Deci reprezenta ceva? Da, deci... Diplomația românească. Absolut. Uh, rolul de mediator în... Da, în astăzi ce mijloțiu, mai avem așa, de transmis uh, mesaje. Recunoașterea, recunoașterea unilaterală a Germaniei federale. În condițiile în care cei uh, din tratatul de la Varsovia... N-au să recunoască. Ca, da. La fel Israelul Recunoașterea Israelului în condițiile în care noi aveam relații foarte bune cu țările arabe. Deci... Are... Am, am însemnat ceva, am iar însemnat cu toți și preș, ministrii ăștia de externe care au fost, care nici nu vreau să le spun numele, inclusiv domn, asta care acum nu, nu mai o merită. Domn, domn, nu, nu, mai. nu mai avem diplomație astăzi. Vedeți că nici nu știi ce se întâmplă. Sunt o serie de evenimente la nivel internațional și noi. Cum să spun, Ministrul de Externe sau Ministerul de Externe nu informează populația. Uite, domnule, am fost și noi acolo. Uite care a fost poziția României față e, de generația cutare. Ne la că a aruncat cu tabloul Ghilbani în apă. Da, de, <laughs> da, Asta da. este politica da, statului român în Africa. Da, și, spune, și ne spune. Iohannis că a adus pe harta Africii România. Deci, da, l-am avut pe. și cu asta încheiem emisiunea, nu mai plictisim și știu că regiam îmi face semn, dar cu asta încheiem. L-am avut pe Alexandru Mironov uh -huh. invitat acum ceva timp și mi-a spus că. A fost pe perioada lui Ceaușescu, a fost el și cu încă sute de alți profesori, profesori de matematică în Maroc. Da. Deci noi românia, Pe perioada când eram eu. Chiar în perioada când era dumneavoastră consul da. atunci. Da. Și deci numai el, dar erau doctori, erau profesori de matematică. S-a construit șantierul de la, de, de la Pornador, așa, s-a construit un pentru americani în Sahara... Uh, un alt uh, port pentru submarinele americane, atunci era uh, întreprindele românești erau foarte bine apreciate. Și când de și că România eu zic că conta pe conta, harta conta, lumii. Absolut. Eu zic că să... Era un partener credibil, credibil da. și uh, cum să spun, și loial. Și serios. Da, și loial în relațiile respective. Ajutam, bun, ce s-a întâmplat cu creanțele României care trebuia să le Le-au le înghițit casă? unii sau le-au Păi s sau tranzacționat în diverse buzunare. Da, da, că să fonduri de investiții oricum. s au scos la vânzare în Elveția și pe 00001% din sumă și s-au cuși... a câștigat colosal, da. Am cumpărat în Egipt portocale și banane și nu știu. <laughs> Domnul General, da, asta este încă o dată vă mulțumesc. Și deci vă le mulțumesc. promitem în sezonul 2 telespectatorilor că mai deșertați din sacul dumneavoastră cu informații mai vechi, mai noi și cu iarăși cu radiografia ceea ce se întâmplă astăzi pe planeta noastră dragă pământ. Să le urăm telespectatorilor Paște fericit, sărbători Sărbătore, fericite toate, cu bine este. și să le spunem în ultimul rând să le dea cum spunem la noi în popor românilor, mintea cea de pe urmă și să se scuture puțin, poate o mai vedea și noi puțin de tot pluministă de la capătul. Tu, tunelului să le facem bine. Eu sunt vărsător, eu sunt visător și vreau, părești bine pentru țara asta, chiar îmi iubesc țara. Păi toți, eu zic că... Nu toți. Uh, uh, și eu iubesc. Uh, da. Uh, popor, popor, dar popor, poporul român, să știți că este un popor iubitor de pace. Iubitor de Dumnezeu. E un popor liniștit, un popor calm. Pe noi greu, greu ne scoate din, <laughs> să spunem, din, din inerția noastră cineva. Însă, eu și eu am credința că poate aceste sărbători pascale să aducă lumină în sufletul oamenilor, să revenim la sentimente mai bune unii față de alții, da. să renunțăm la această fragmentare socială care este extrem de periculoasă în zilele noastre și să fim mai mai, mai, știu, buni. Demni, mai, mai... demni în relațiile cu alții. Să avem respectul la de sine, să știm că reprezentăm ceva totuși să nu mai fim complexați că, eu știu, alții sunt, ne sunt superiori. Eu spun, Doamne, ajută, Domnul General. Mulțumim Cinematica Media Solutions pentru realizarea acestui podcast. Mulțumim televiziunile Tele Moldova Plus pentru preluarea emisiunii. Salutăm pe toți românii oriunde s-ar afla. Alen Lupu vă iubește și, Doamne, ajută să ne vedem cât de curând. Vă mulțumesc, vă iubesc, la revedere!